Zilele trecute, colegii mei au postat pe TikTok un filmuleț prin care vă îndemnau să cereți, atunci când ajungeți într-un adăpost, să vizitați toți căței. Iar unul dintre urmăritorii noștri a făcut un comentariu pe care eu l-am luat în serios, și anume să promovăm pentru adopție și câinii care stau în spatele adăpostului. Așa că astăzi am adus-o pe Gina, o cățelușă superbă, noi îi mai spunem dezigual că este unicată, care are în jur de 8 ani, foarte, foarte prietenoasă și iubitoare, și care tare mult ar dori, în loc să doarmă într-un coteț, să doarmă pe o canapea. Sau măcar, în loc să se joace printre padocuri, să se joace într-o curte plină de verdeață. Așa că veniți la adăpostul Speranța și întrebați de Gina. A, și încă un mic comentariu din partea mea. Gina are și un ochișor cu nuanțe albastre, adică este unicat cap-coadă.